Am ajuns la scrimă după ce nu m-au primit la gimnastică. Am intrat în sală, erau toate fetițele acolo. Mi-au spus că pentru sportul acela sunt prea înaltă, să merg vis-a-vis. Am pășit în ceea ce avea să-mi fie a doua mea casă vreme de 22 de ani și acolo am rămas. 3 ani de zile am tras la floretă. Îmi aduc aminte că la un concurs am ieșit pe locul 60 din 61 de participante. Mi-am zis că nu e de mine, gata, renunț. N-am putut sta departe de sală, după 2 luni am revenit. Am trecut la spadă, cea grea. Am mers la o întrecere la satul mare, nu aveam multă experiență, dar am terminat pe locul al doilea. La 21 de ani am intrat în cea mai frumoasă familie din lume, Lotul Național de Senioare. Fetele Power Puff, cum ne-am spus noi, după desenele animate cu fetițele Power Puff. Au venit toate titlurile europene, mondiale, dar ceea ce conta și mai mult decât toate acestea era atmosfera, mediul în care ne antrenam. După Londra, am fost extrem de dezamăgită. Am decis să iau o pauză, am devenit mamă. După 4 luni, am cerut să revin. Da, cred că Teodora mi-a dat acest simbol. Am pornit din nou la luptă. Mama Simona German a ajuns la Rio în 2016. Cele mai frumoase momente de atunci? Tușa cu SUA, imnul, lacrimile și săritura fetelor Power Craft cu medalia de aur în mână.